Seara, stimați telespectatori, n-am mai fost de vreo 2 ani pe aici, adică pe la Tricoton Junior Panciu, unde patroana este doamna inginer Elena Stoica și de la început îi spun, îi transmit 1000 de felicitări, pentru că din ce în ce văd că Tricoton, stimați telespectatori, înflorește. Sunt foarte plăcut impresionată de cele pe care le văd aici. Lili, dragă, bine te-am găsit! Bine ai venit, dragă Lenormand, dar chiar mă gândeam așa că fiind undeva în județul Vrancea, mai retras, mă gândeam că ne-ai uitat. Dar cu mare bucurie, uite, constat că de fapt noi pentru tine am existat mereu și vom exista în continuare. Pentru că, așa cum știi, ne-ai găsit după 2 ani de zile în aceeași formulă, alături de aceiași oameni inimoși pe care îi cunoști, cu care noi, cei care însemnăm echipa Tricoton Junior, facem să se întâmple lucruri frumoase. Foarte frumoase și, într-adevăr, este pentru mine o mirare în ziua de astăzi să văd că de ani și ani de zile voi sunteți în aceeași echipă. Nu s-a spart deloc această echipă aceeași și împreună faceți lucruri foarte frumoase. Felicitări! Da, mulțumesc! Cred că de fapt ăsta este unul dintre secretele unui antreprenor, să aibă și să reușească să țină alături de el o echipă care în ani s-a format, în ani a acumulat o experiență care, iată, își spune cuvântul. Și cu care de fiecare dată, ori de câte ori ne-a fost greu, am știut să ne adunăm, să ne unim și să depășim de fiecare dată momentele noastre așa, mai dificile. Mai dificile. Aș vrea să vorbim, pentru că aceasta este o emisiune de 12 minute doar, să ne vorbești un pic despre Tricoton, cum este împărțit și ce se face aici, pentru că să știi că am avut surpriză să mă întrebe cineva dacă mai există Tricoton și eu am rămas șocată, pot să spun, cum să nu existe Tricoton, din ce în ce este această firmă serioasă din județul Vrancea, iată, ea amploare. Dar nu trebuie să fii nici șocată, nici să te surprindă, e de bine că lumea întreabă, e un semn într-un fel sau altul că suntem un nume și atunci când cineva întreabă ceva despre Tricoton, chiar dacă e bine, chiar dacă e de rău, important este că întreabă după mine, să știi. Și chiar nu mă supăr și n-am niciun resentiment. Deci, Lenormand, dar ce să-ți povestesc? Noi aici ne-am păstrat o capacitate de producție, pentru că, așa cum îmi place mie să spun, dragi telespectatori, România are capacități de producție în domeniul industriei ușoare, capacități de producție dotate și utilate la standarde internaționale. Este o dovadă, dacă vreți, că cele mai mari branduri ale lumii din, sau mai bine spus, nu o dovadă, este o recunoaștere că noi existăm, că suntem încă pe piață și că dictăm cumva tendințele, faptul că sunt mari branduri ale lumii care vin în continuare și lucrează în România. Branduri recunoscute pe plan internațional și, cum spuneam, e un mare lucru. E un mare lucru și un mare lucru că v-ați menținut, că au fost perioade foarte critice la un moment dat în toată țara, din câte am aflat și eu. Și voi nu numai că nu v-ați oprit, dar pot să spun că chiar ați înflorit. Mă uitam, niște lucruri superbe se creează aici, pentru că asta se întâmplă, se creează aici. Materiale deosebite. Bine, acum și faptul că tu te duci tot timpul în străinătate la toate concursurile sau cum se cheamă, prezentările de modă, și asta este un lucru care te face să vezi altfel lucrurile, nu? Eu ceea ce vreau să spun, începusem prin a spune că, în primul rând, suntem o capacitate de producție. Așa este. Dar în paralel cu această capacitate de producție, noi ne-am dezvoltat și un brand de producător. Un brand de producător care
a presupus crearea unor colecții cu care noi participăm, așa cum de altfel știi și am mai spus-o și cu alte ocazii, noi participăm la cele mai importante târguri internaționale. Dacă nu chiar la toate, că văd că tot timpul ești în avion când pentru că dau e telefon. Normal să fie așa. Sigur. Trebuie să fii pe piață. Ne desfășurăm activitatea pe o piață concurențială și atunci fiecare moment înseamnă pentru noi o provocare. Noi ne creăm propriile noastre colecții, mergem la aceste târguri de profil, pentru că sunt, până la urma urmelor, sunt internaționale, așa cum spuneam, sunt târguri de profil, unde prin creațiile noastre, pe de o parte, arătăm celor care sunt interesanți, clienților noștri, potențialilor clienți, care sunt posibilitățile noastre tehnologice, iar pe de altă parte le oferim posibilitatea ca cei interesați, cu magazine care sunt tipuri de nivelul buticurilor, să comande produse din colecțiile noastre. Și vreau să spun, Lenormanda, cu parte din colecția pe care o vedeți în jurul nostru, noi am fost la câteva târguri internaționale, deja vindem produsele noastre pe piața Germaniei. Nu vindem cantități enorme, nu vindem cantități foarte mari, dar faptul că au fost interesați de modelele noastre, de linia noastră coloristică, de ceea ce înseamnă produs executat în cadrul Tricoton Junior, a fost mare lucru pentru noi. Sigur că e mare lucru și sunteți un fel de ambasador ai României. Voi ne faceți cunoscuți și prin așa ceva. Și, repet, stimați telespectatori, când am spus așa ceva, sunt lucruri foarte frumoase, cum ar putea telespectatorii noștri să le vadă cu ochii lor? Sau cum ar putea să-și comande? Am impresia că nu lucrez la comandă pentru aici, pentru noi. Linia Lurion, de care vorbeam, care este linia proprie a brandului și brandul nostru, e o linie, cum spuneam puțin mai devreme, de producător. Dar în același timp ne-am gândit în a diversifica modelistica și am accesat puțin, am îndrăznit să creăm modele și de lux. Adică ne-am dus puțin către partea de luxury. La aceste modele sunt made to measure, adică facem comenzi limitate pentru că ne-am creat această structură cu care putem să le realizăm, iar pe de altă parte Lulion mai înseamnă colecțiile tradiționale care se adresează tinerilor. E, cum să vă spun, linia lui Lulion este o linie feminină. E o combinație de culoare, dacă vreți, un amestec de senzualitate și stil, dar una peste alta e o linie purtabilă, iar la sediul firmei există un magazin unde noi vindem brandul Lulion. Și în afară de faptul că noi avem propriul nostru magazin de desfacere la sediul nostru, am început timid, dar sigur, să ne creăm propria noastră rețea de distribuție. Deja avem un magazin la Galați, un magazin care, vreau să spun, în care nu mi-am pus foarte mari speranțe, dar am zis orice ar fi, e un început. Un magazin care, la care vânzările chiar sunt pe măsura ceea ce înseamnă speranța noastră de viitor. Deja avem în plan să deschidem un al doilea magazin la Constanța, pentru că linia noastră permite, modelele sunt modele care pot avea destinație estivală, și următorul la Brăila. Și la Focșani, nu? La Focșani am zis că o să deschidem cu siguranță și la Focșani, dar fiind la 20 de minute, cred că pot cei care sunt interesați, îi așteptăm cu mare drag să ne viziteze acasă. Aici la Panciu, stimaștele spectatori, este un magazin, o să vi-l prezentăm de altfel și vouă, cu lucruri foarte frumoase și nu foarte scumpe, pentru că, da, normal, pe oamenii interesează lucrul ăsta, da, lucruri purtabile, lucruri foarte frumoase, lucruri de vară, abia aștept să veniți să vedeți. Vreau să fac o mențiune că suntem pe un segment de piață care se adresează în special tineretului, dar deopotrivă și femeilor mature. Am creat o linie de business, o linie pe care o să o lansăm în această toamnă. Mi-am propus să facem un adevărat eveniment, pentru că avem toată motivația să o facem, dar ce este important este faptul că produsele pe care noi le realizăm
și le comercializăm, nu sunt produse scumpe. Sunt produse care vor fi comercializate la prețul lor corect. Asta este foarte important pentru telespectatoare, mai ales pentru fetele tinere care n-au prea mulți bani. Pot să vină aici la Panciu să se îmbrace cu lucruri foarte frumoase, ieftine și care ți-au ochii. Care ți-au ochii. Când ne-am gândit la linia luxury, știți cum se întâmplă? Fiecare colecție la bază are o sursă de inspirație. Și în timp s-a dovedit că cele mai frumoase colecții de modă au ca sursă de inspirație arta, dusă la cel mai înalt nivel. Noi am pornit această colecție luxury pentru că am avut alături de noi o sursă de inspirație. Și tu, dragă Lenormanda, știi despre ce este vorba. Eu sunt deținătoarea unei colecții de tablouri. Vorbim în cealaltă emisiune. A lui Paul Fuego. A unui prieten drag al lui Paul Fuego. Și cele mai multe lucrări sunt lucrări florale, iar sursa noastră de inspirație pentru colecția luxury au fost tablourile lui. Da, mereu îl inviți aici, mereu și el vine cu foarte mult drag. Mă uit că, într-adevăr, tot ce văd eu aici, uite, în dreapta, în stânga, peste tot, e o paletă de culori excepționale care se potrivesc foarte bine și aici, și pe stradă, și oriunde. Acestea nu sunt niște colecții, adică asta nu e o colecție pentru mers pe stradă, dar pentru ca rochie de seară, ca rochie de evenimente, da. Sunt excepționale. Face semn că gata, nu mai putem vorbi mai mult despre această firmă excepțională care este Tricoton Panciu. Mi-au mai rămas câteva secunde să te felicit în tot sufletul, dar nu închideți, pentru că în continuare o să stăm de vorbă despre mai multe lucruri cu doamna inginer Elena Stoica. Vrei să le comunici ceva telespectatorilor în câteva clipe? Ce să spun, bucuria noastră este să vă avem aici alături de noi. Când e deschis magazinul? Repede să ne magazinul spui. Magazinul este deschis în fiecare zi de la ora 10 până la ora 16 și vă așteptăm cu mare drag. Oricât de mult am încercat noi să spunem, realitatea și posibilitatea dumneavoastră de a vedea este cu mult mai eficientă. Așa că vă așteptăm cu mare drag să ne vizitați. Mulțumim frumos, felicitări, la revedere, nu închideți!